Valul de caniculă care topește Europa lovește și Dobrogea. Meteorologii anunță că urmează 4 zile cu temperaturi extreme. Peste 37 de grade Celsius vor fi în zona continentală a regiunii. Zile de foc vor fi și la malul mării, deși briza face căldura mai ușor de suportat. Am primit toate detaliile de la meteorologi. Iată! În această dimineață, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică care pentru Dobrogea va fi valabilă în intervalul 11-14 iulie, care spune că începând de marți, valul de căldură și caniculă va cuprinde și Dobrogea. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra în general între 34 și 37 de grade, iar disconfortul termic se va accentua, indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80. Ca și detaliere, vă pot spune că pentru zona de litoral, temperaturile vor crește de la o zi la alta, astfel încât cele mai mari se vor înregistra în zilele de joi, respectiv vineri, când așteptăm în jur de 33 de grade Celsius în termometre și, bineînțeles, că tot în aceste zile disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezală să atingă și să depășească pragul critic de 80 de unități.